Gata să discute, dar nu să fie curier. Prim-ministrul Kiril Gaburici a declarat că acceptă un dialog cu organizatorii mitingului de pe data de 3 mai, chiar dacă nu s-au întâlnit cu aceștia la începutul săptămânii. Gaburici a precizat că ar putea vorbi cu grupul de inițiativă al manifestanților pe un teritoriu neutru. Organizatorii mitingului de pe 3 mai au solicitat prim-ministrului o întâlnire în fața Bibliotecii Naționale pentru a-i înmâna rezoluția adoptată de protestatari. Întâlnirea însă nu a avut loc deoarece Gaburici i-a așteptat în casa guvernului.